Ministrul Justiției, Tudorel Toader, anunță că nu va fi notar după ce va pleca din guvern, asta în condițiile în care luna trecută a cerut să intre în Uniunea Notarilor Publici. Structura mea profesională este în domeniul dreptului penal și nu a dreptului privat sau civil, încât este greu de crezut că mă veți vedea pe mine făcând acte notariale pe viitor. Eu sunt avocat suspendat pe durata cât îs ministru și după aceea voi relua activitatea de avocatură cu siguranță în zona dreptului penal. În cazul cererii de acceptare în Uniunea Notarilor Publici, ministrul Justiției a precizat că este un drept pe care îl are. În domeniul dreptului, cel mai dificil este să vorbești despre tine, că despre altul e ușor. Adevărat este că am făcut cerere de a deveni notar public. În ce bază? În baza legii am făcut solicitarea, legea CCR, care spune că la încheierea mandatului pentru care a fost numit judecătorul, se poate face notar fără examen. Este valorificarea unui drept fără nicio marge de apreciere. Închei lăsând pe ceilalți să aprecieze, a declarat ministrul Justiției într-o emisiune televizată. Ordinul prin care a fost pusă în aplicare decizia de admitere în Uniunea Notarilor Publici a fost semnat de secretarul de stat în Ministerul Justiției, Nicolae Liviu Popa. După mai bine de o lună de la cerere, în urma unei sesizări făcute de parchetul general, a fost deschis un dosar penal in rem. Faptele care sunt anchetate sunt suspiciune de abuz în serviciu și folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane.